elemente minerale, zic eu, vitale pentru organismul nostru, fierul și manganul, în lipsa cărora apar foarte multe probleme de sănătate. Uneori nici nu dăm seama că este din cauza acestor carențe, acelor două elemente, sau uneori chiar cantitate prea mare acestor două elemente în organismul nostru. O să începem cu fierul. Fierul se găsește în natură, evident în pământ. Se spune că cam 5% din scoarța terestră conține fier. În corpul uman, cantitatea de fier pe care o regăsim este cam de 4-5 grame la bărbați și cam de 2,5-3 la femei. Fierul e transportat de către sânge cu ajutorul unei proteine, se numește transferina, care leagă doi atomi de fier, deci fierul nu circulă singur, ci este legat de către această proteină și e preluat apoi de către măduvă pentru a forma hemoglobina. Un element foarte important, o componentă a sângelui nostru foarte importantă, fără de care care nu se poate realiza fără prezența fierului în cantitatea de care are nevoie. Concentrația, ca să spunem așa, a fierului legat de această proteină e cam de 120-140 micrograme la 100 de mililitri pentru bărbați și mai puțin 90-120 la femei. Fierul nu poate exista în plasmă, vă spuneam, sub formă ionizată, decât atunci când administrarea lui anorganică, de reținut acest lucru, atunci când administrăm fier anorganic într-o cantitate mai mare, ce depășește capacitatea de fixare a transferinei pentru fier, atunci fierul se poate găsi în formă ionizată și chiar poate determina apariția diverselor boli. Transferina se sintetizează la nivelul ficatului și ne furnizează fier, celulelor reticulocite, cele care sunt precursoarelor globulelor roșii. Cu alte cuvinte, avem o proteină care fixează fierul și care ajută să se facă hemoglobina, să se facă sângele, cum se numește în popor, în organismul nostru. Sunt două forme de fier, heminic, care intervine în sinteza hemoglobinei, mioglobinei și mai multor enzime, și cel non-heminic, care se depozitează în măduvă, în splină, în ficat, și de obicei concentrația lui cam de 1,2 grame. Deci avem fier activ și fier inactiv care se depozitează. Din punct de vedere al formele pe care găsim fierul în natură, există fier bivalent, cel care se asimilează foarte ușor, și fier trivalent, care este greu de asimilat și chiar aproape imposibil. Ceea ce face ca fierul să treacă de la o formă neasimilabilă la una asimilabilă este feritina. De aceea, atunci când, de exemplu, facem analize de sânge și ne măsoară, vedeți acolo în buletinul de analiză, dozarea feritinei, ea, de fapt, permite evaluarea stării de depozitare, ca să spunem așa, a fierului din organism. Deci ceea ce indică feritina este fierul din cantitatea de fier din depozit, nu cea circulantă, ca să spunem așa. Valorile normale, de obicei, sunt între 50 și 250 și studiile arată că cam 10% din fierul pe care noi îl mâncăm se absorbe în duoden și în intestinul subțire, la nivelul jejunului, absorpția fiind favorizată de către acțiunea vitaminei C,
un element foarte important. Și țineți minte asta, fierul se absorbe mult mai ușor în prezența vitaminei C și o să vă mai spun pe parcurs și încă un element care ajută foarte mult la fixarea fierului. Este un alt metal, dar o să vorbim despre el. Pentru că ceea ce face vitamina C este să reducă fierul trivalent, care vă spuneam că nu se poate absorbi decât foarte greu, în fier bivalent, care se absorbe foarte ușor. De obicei, fierul se găsește în alimente sub cantitate de micrograme. Dar există și alimente care conțin fierul în cantitate de miligrame, adică cantitate foarte mare de fier comparativ cu celelalte alimente. Și o să vă dau doar câteva exemple. Gălbenușul de ou conține 7,2 mg. Meiul, boabele de mei, conțin 9 mg. Germenul de grâu, 7,95. Ovăzul, deci aici mă refer la cereale. Fulgii de ovăz, secara, au mult mei, 5, 7, 4. Tărâțele de grâu, grâul, hrișca, de exemplu, conține fier. Și apoi morcovul, ridichea de lună, hreanul, iarăși conține mult fier. Pătrunjelul are 5,5 mg, deci o cantitate foarte mare. Chiar citeam în anumite cărți, au făcut niște studii vis-a-vis de pătrunjel și spuneau ca o concluzie că ar trebui să avem gura plină de pătrunjel și să mestecăm tot timpul, pentru că el conține, pe lângă multe altele, inclusiv vitamina C, care favorizează absorbția fierului, pentru că are o doză mare de vitamina C, pătrunjelul, frunzele, și rădăcina, dar mai ales frunzele. Frunzele de pătrunjel conțin și foarte mult fier. Deci pătrunjelul, spanacul, păpădia, cresonul, feniculul, anghinarea, andivele, usturoiul, broccoli, varza, lintea. Astea sunt câteva elemente care conțin foarte mult fier și vă spuneam că sunt în cantități mult mai mari decât celălalt. Ceea ce, așa ca o mică dezvăluire, să știți că printre cele mai mari cantități de fier, noi știam înainte că gălbenușul de ou este fiind cel mai accesibil, conține mult fier. Nu, să știți că fasolea, boabele uscate de fasole, conțin foarte mult fier, 14,5, deci foarte, foarte mult. Făina de soia conține foarte mult fier. Susanul conține 10 mg. Deci sunt substanțe care, fasolea mung, este o fasole care are, pe lângă conținutul ei în fier, este și un aliment foarte yang, spre deosebire de fasolea obișnuită, care este mai yin. Semințele de yin, lintea, năutul, deci lintea are 7,5, năutul 6,9, semințele de floarea soarelui, toate acestea conțin cantități foarte mari de fier. De aceea, dacă o să mai auziți persoane care o să zică, dacă nu mănânci produse de origine animală, nu o să poți, n-ai de unde să-ți iei fierul sau știu ce altceva, spuneți-le să stea liniștiți că vegetarienii au de unde să-și ia fierul fără niciun fel de problemă. Și vă spuneam, chiar se găsesc în cantități foarte mari. Dozele de obicei recomandate la copii sunt 8 mg, la bărbați 10 mg, la femei 15. Atenție, femeile însărcinate și cele care alăptează au un necesar mult mai mare de fier, între 20 până la 40 de mg. Zilnic, deci este doza zilnic.
Ceea ce face fierul în organismul nostru este să ne ajute la, de exemplu, asimilarea vitaminelor din complexul de B-uri. Și chiar sunt niște studii care au arătat, de exemplu, că fierul conține, se găsește în hemoglobină și reprezintă o mare parte din greutatea totală a moleculei. Chiar ocupă centrul unei molecule hem, cum se numește, așa cum, de exemplu, pentru molecula de clorofilă, centrul este ocupat de către magneziu. Am mai vorbit noi despre magneziu și o să-l mai și dezvoltăm acest lucru. Pentru molecula de, pentru, de exemplu, B12, este cobaltul, centrul. Pentru factorul la glucoză, este cromul și așa mai departe. Deci, ceea ce face fierul este să prevină apariția anemiilor. Și prin administrarea de fier organic se tratează, de fapt, anemiile. În această, e bine ca această acțiune de a trata sau chiar de a preveni anemiile să-l asociem, de exemplu, cu manganul sau cu cuprul. Acțiunile lor sunt extraordinar de puternice împreună. Ceea ce mai face fierul este să intervine în sinteza mioglobinei, o altă componentă foarte importantă, chiar a doua destocare a fierului în organism, sunt depozitate în general cam 350 mg din cantitatea totală de fier din organism. De aceea orice pierdere de sânge, fie în urma unor traumatisme, fie în cicluri menstruale foarte abundente sau în anumite traumatisme musculare, de exemplu, organismul necesită o suplimentare foarte puternică de fier pentru a permite reconstituirea rezervelor de hemoglobină și de mioglobină. Respirația celulară, de exemplu, depinde de fier, pentru că intră în compoziția citocromilor. Este foarte important pentru vehicularea energiei vitale și aici o să vorbim un pic mai pe larg acușica, ce înseamnă de fapt acest rolul de transportor, ca să spunem, pe care îl are fierul în energia vitală a ființei noastre. Vă povesteam de mai multe ori de radicalii liberi și de modalitatea de a neutraliza acești radicali liberi prin diverse substanțe naturale și mai spuneam inclusiv cana freeways și generatorul freeways ajută la eliminarea acestor radicali liberi. În organism, fierul și el are această funcție activând catalaza, este o enzimă care degradează, ajută la degradarea radicalilor liberi care sunt radicalilor liberi de oxigen, așa numiți peroxizi nocivi, care pot duce până la distrugerea celulelor, a țesuturilor din organismul nostru. Fierul este implicat în secreția gastrică, asigură, de exemplu, hrănirea mucoaselor organismului nostru și a pielii, crește rezistența la infecții, are un rol foarte important în asigurarea imunității. Sunt studii care au arătat rolul foarte important în dezvoltarea intelectuală a fierului. V-am povestit despre rolul aurului în această privință, în creșterea coeficientului de inteligență. Să știți că și fierul participă la acest proces. El se asociază cu calciul și previne, de exemplu, demineralizările osoase sau dentare.
previne apariția cancerului, de exemplu, crește rezistența la oboseală. Sunt multe efecte pe care le determină fierul în organismul nostru. Chiar citeam despre indicațiile fierului și apăreau și la sistemul imunitar indicații și în problemele hematologice, neurologice, chirurgicale, dermato, digestive, endocrine, chiar în afecțiunile psihiatrice se recomandă, de exemplu, un alcoolism. Tratamentul cu fier ajută la reducerea efectelor secundare și chiar la o reorientare a ființei respective, care este, mă rog, condusă de această patimă. De ce? Pentru că fierul, o să vorbim despre efectele lui subtile, o să vedeți că el amplifică foarte mult focul interior, voința. El stimulează activitatea musculară, are un rol foarte important în termogeneză, adică în reglarea temperaturii corpului, are rol în menținerea normală a pigmentării organismului nostru. Are rol în secreția de bile, de exemplu. În momentul în care există o carență de fier, nici vezica biliară nu funcționează cum trebuie. Carențele de fier, deci o cantitate mai mică de fier, poate fi fie când necesarul este crescut și aportul nu se reglează în funcție de acest necesar, și vă spuneam că aceasta se petrece de obicei când femeia este însărcinată sau alăptează, sau poate apărea când e un deficit de absorpție, de exemplu. Vă spuneam că absorpția se face la nivel intestinal, duodenal și gastric, și când se realizează, există cancerul gastric și se face rezecția la 2-3 de din masa stomacului, atunci absorpția fierului este mult, mult diminuată și de aceea pot apărea deficiențe de fier în organism. Sau atunci când se fac, evident, greșeli de alimentație. Să știți că zahărul alb sau făina albă consumată într-o cantitate mai mare împiedică absorpția fierului, plus că alimentele, nici zahărul, nici făina albă, nu conțin fier. Lipsa fierului în organism mai este determinată și de sângerări, de exemplu, în anumite mestre mai abundente sau hemoroizi sau hemoragii digestive, și atunci evident că apar o carență de fier în cancere. Am observat acest lucru și nu doar în cancere digestive, ci în indiferent de localizare, aceste tumori determină o carență de fier foarte puternică și pacientul respectiv pierde această abilitate, această capacitate de a absorbi fierul și de a-l metaboliza, deloc întâmplător, pentru că, vă spuneam, fierul este corelat cu voința în ființa noastră și de aceea e ca și cum cancerul, această plagă, această maladie, de fapt ne subminează voința individuală, capacitatea noastră de a ne angrena să facem ceva pentru a ne vindeca. E foarte interesant această acțiune a formațiunii tumorale de a ne submina
capacitatea de a ne vindeca. De exemplu, în scade fierul și absorbția fierului în boli inflamatorii, în infecții, în că sunt infecții virale sau bacteriene, sau în cazul unei carențe de vitamina C. Deci când vitamina C nu este prezentă în cantitatea care ar trebui în organismul nostru, ea nu poate susține în mod natural, fiziologic, procesul de absorbție a fierului în organismul nostru, sau în carență de cupru, pentru că și el are un rol foarte important în absorpția de către organism a fierului. Vă spuneam de importanța sau mai bine zis, corelația pe care o determină de fapt în organismul nostru, rezonanța, căutam acest cuvânt, rezonanța pe care o determină de fapt fierul în organismul nostru. Fierul rezonează cu Marte. Chiar există o poveste spusă de Rudolf Steiner, probabil că ați auzit de el, în acea teozofia Roscrucienilor, în care el spunea că de mult, acum mulți ani, pe vremea lemurienilor, Pământul nu avea aceeași consistență ca acum și se spune că Marte a traversat Pământul, pentru că Pământul avea o consistență mult mai aerată, ca să spunem așa, nu era atât de solidificat, el s-a solidificat în timp. Și există această poveste precum Martele a trecut prin, a traversat Pământul, ca zic așa, și a impregnat Pământul cu caracteristica sa și astfel a apărut după aceea în procesul de solidificare minereurile de fier de la nivelul scoarței terestre, care vă spuneam că sunt cantitate cam de 5%. De aceea chiar se spune că această traversare a imprimat și planetei, dar și locuitorilor această caracteristică a planetei Marte. Martele este asociat, ca să spunem așa, reprezintă această atitudine de erou, de luptător. Martele este cel care, atunci când apare un obstacol, se luptă și îl dărâmă, spre deosebire, de exemplu, de Mercur, care găsește modalitatea de a-l ocoli și de a trece dincolo de el, printr-o formă de joc, ca să spunem așa, pe când Marte nu, este ca berbecul, dă cu capul, dărâmă, dă cu capul până dărâmă. Aceasta arată, de fapt, o anumită voință consecventă, susținută, de a trece peste orice obstacol care apare în calea noastră. De aceea, fierul în organismul nostru este asociat cu această atitudine, cu această stare a voinței, fierul fiind asociat cu natura egoului, a personalității noastre individuale, pentru că ceea ce face Marte este să cristalizeze într-o structură a unei personalități, ca să spunem așa, individuale, caracteristicile ființei respective. Deci ceea ce face fierul în organismul nostru este să ne confere această structurare a personalității noastre. Dacă, de exemplu, vedeți o ființă care e așa un fel de cum o bate vântul, dacă vântul bate din stânga, el este în stânga, dacă vântul bate din dreapta, el este în dreapta, nu are o personalitate foarte bine conturată și
se cam dă după cum bate vântul și putem face aici o ușoară analogie la situația anumitor politicieni care, în funcție de cum flutură steagul, sunt de o culoare sau de alta, dar aceasta nu este valabil numai la politicieni și probabil la colegi, anumiți colegi de la serviciu, ați putut observa, sau oamenii din jur, care nu au o personalitate puternică să-și mențină punctul de vedere, indiferent de ce spun ceilalți sau de ce situații se ivește, ei dacă e o anumită situație fac exact cum e situația aia, dacă e altă situație fac și nu dintr-o capacitate de adaptare foarte rapidă, ci dintr-o lipsă de personalitate care să-și susțină caracteristica lui interioară cristalizată foarte bine în direcția respectivă. Acești oameni nu au această rezonanță cu fierul sau nu au această rezonanță cu Marte bine reprezentată și de aceea voința lor este foarte slabă. Dacă apare un anumit obstacol în demersul vieții lor, atunci ei au tendința de a se retrage sau de a renunța sau de a abandona. De ce? Pentru că nu există această voință foarte puternică reprezentată în ei și nu știu dacă ați observat, sunt de obicei pacienții cu cancer, sunt reprezentați de această, o parte din ei, nu toți, de această atitudine, a, m-am bolnăvit de cancer, atunci asta e o chestie fatidică în care accepți ceva, ce ți s-a petrecut cu capul jos și zici asta e, fie cum o fi, dar fără să faci efortul necesar pentru a înțelege, pentru a transforma, pentru a transmuta, ca să spunem, elementele respective joase, negative, în ceva superior. Și chiar o să vorbim despre aceasta, pentru că următorul element pe care îl avem este manganul și aici este o relație foarte frumoasă de transmutare între fier și mangan. O să vă povestesc imediat. Ne ajungem și la mangan. Deci ceea ce face fierul este să amplifice focul nostru interior. Vă spuneam de când am povestit despre aur, că și aurul face, într-o anumită măsură, acesta să amplifice voința și focul nostru interior, doar că aurul o face de pe o treaptă și o conștiință mai superioară, este conștiința soarelui, mult superioară lui Marte. Dar ceea ce face fierul este o amplificare a focului ce generează o cristalizare a structurii individuale și o voință, amplificarea voinței ca și structură individuală. Aurul, de exemplu, amplifică acel gen de voință oarecum ușor de subordonat voinței lui Dumnezeu. Fierul dezvoltă acea voință individuală care vrea să doboare orice obstacol sau vrea să ajungă la succesul pe care și l-a propus cu resursele sale. Și apoi el trebuie elevat, ca să spunem așa, acest foc al fierului trebuie elevat, alchimizat, transmutat, încât să devină un foc superior ce se supune întotdeauna voinței superioare, voinței lui Dumnezeu. În momentul în care noi nu avem, poate ați observat, oameni care au anemie feriprivă sau diverse, anemia legată de fier, cea feriprivă, o să vedeți că ei sunt moi, sunt lipsiți de voință, sunt lipsiți de focul acela interior de a face ceva, de a transforma ceva, de a merge într-o anumită direcție. De ce? Pentru că lipsește acest element fier în organismul lor. Mai găsim acest lucru și la ființele depresive. Chiar s-a observat acest lucru că ființele care
trec prin anumite perioade sau episoade de depresie, cumva există la nivelul lor și o anumită deficiență a fierului, da? Ce exprimă de fapt această lipsa voinței individuale de a se angrena în ceva și de a sta pur și simplu uitându-ne la, la pereți, ca să spunem așa. Sfera lui Marte sau sfera de influența fierului în organismul nostru se reflectă foarte puternic la nivelul ficatului, la nivelul plămânului, la nivelul inimii și la nivelul rinichilor, de multe ori și la nivelul suprarenal. Fierul are această capacitate de cristalizare, de a, cum vă spuneam, concretiza atât anumite elemente biologice din organismul nostru, cât și de cristalizare, de închegare a personalității noastre individuale. De aceea se spune că fierul și cuprul formează o unitate funcțională extraordinară care poate menține echilibrul dinamic al genezei interioare, ca să spunem așa. De ce? Pentru că cuprul este rezonanță cu Venus, cu acel aspect feminin, pe când fierul este rezonanță cu Marte, care este aspectul masculin. Și de aceea echilibrul între cele două elemente, fier și cupru, în organismul nostru, de fapt reprezintă echilibrul dintre această polaritate masculină și polaritatea feminină. Atunci când, de exemplu, bărbații devin prea feminini, ca să spunem așa, nu vreau să dau exemple, știți și dumneavoastră cam cum arată bărbații feminizați, atunci administrațiile fier și asta va crește solaritatea din ființa lor. Dacă dăm fier și dăm și aur, atunci cu atât mai mult, pentru că aurul vine și cu ele, acel element care vă spuneam superior. Dar mai întâi le dăm fierul care să cristalizeze, să închege, să structureze ființa lor individuală, care de obicei bărbații feminizați ați văzut că sunt precum trestia în vânt, se îndoaie după cum bate vântul. În momentul în care administrăm fierul, e ca și cum dăm tărie trestie respectivă, o transformăm într-o țeavă de fier beton, ca să zic așa, care rămâne stabilă, fixă. Și de acolo putem să o luăm și să o ducem, să o transmutăm în elemente superioare prin intermediul aurului, să elevăm structura respectivă. Dar nu ai cum să elevezi, să zici că transformi un bărbat într-un bărbat superior decât dacă acel bărbat este cristalizat, este bărbat. Dacă el este o ceva care nici el nu știe ce este, n-ai cum să faci ceva care nu știe ce este și este peste tot și de toate felurile, nu vreau să dau mai multe, să-l transformi în ceva superior. Trebuie să transformi ceva superior în momentul în care acel lucru este cristalizat, este închegat. De acolo poți să-l iei și să-l transformi în ceva superior. Dacă el e împrăștiat peste tot și nu are niciun fel de personalitate, nu ai cum să-l transformi în ceva, într-o personalitate superioară. Ei, ceea ce face fierul este să cristalizeze această personalitate. De altfel, din ce observ eu în jur, și chiar la un moment dat am urmărit o perioadă de timp să văd, mai ales în zona masculină, ca să spunem așa, cum sunt bărbați în jur și am observat o mare carență a acestui element Marte în ființa bărbaților, a elementului fier, datorită lipsei de voință, de masculinitate, ca să spunem așa, de personalitate a anumitor bărbați și de aceea
De multe ori le spuneam că lor le trebuie o gură de fier ca să își închege această personalitate și să devină cu adevărat bărbat și de acolo bărbatul respectiv să se transforme într-un bărbat superior. Închegarea se realizează cu ajutorul fierului, transformarea în ceva superior se realizează cu ajutorul aurului. Să vorbim despre mangan. Manganul este un element foarte special în raport cu fierul. El are concentrație evident mai mică în scoarța terestră. Se regăsește și în regnul animal și în regnul vegetal. La noi sunt cam 75 de miligrame de mangan, acumulate de obicei în ficat sau în oase, rinichi, pancreas, glanda pituitară, deloc întâmplător, și glandele suprarenale. Apropo de fier, vă spuneam eu că el este transportorul, aș vrea tot să vă dau acest element, că e important, este transportorul energiei vieții. Pentru că, din punct de vedere biochim, vă spuneam, participă la formarea hemoglobinei și mioglobinei, care sunt elementele principale, esențiale, ca să spunem așa, ce mențin homeostazia sângelui, sângele fiind, de fapt, esența vieții din organismul nostru din punct de vedere fizic. Din punct de vedere subtil, fierul nu face doar hemoglobina, ci chiar transportă așa numita energie a vieții, chinezii o numesc chiul sau ciul, indienii o numesc prana. Este așa numita energie a vieții pe care se regăsește peste tot în jurul nostru, dar ea trebuie adusă, transportată în ființa noastră ca ea să poată fi folosită inclusiv de către organismul nostru. În momentul în care noi respirăm, atunci când respirăm, noi aducem odată cu oxigenul pe care îl cunoaștem cu toții, aducem și această energie pranică, cum se numește, energie a vieții, care este apoi fixată în organismul nostru de către, sau mai bine zis, cu ajutorul fierului. În momentul în care noi nu avem cantitatea necesară de fier, de fapt noi nu absorbim din ambient, din macrocosmos, noi nu absorbim de fapt această energie a vieții, chiul, ciul, cum se numește la chinezi, sau energia pranică, cum se numește la indieni. Și astfel, organismul nostru începe să se vlăguiască, să se devitalizeze, pentru că nu primește această energie fundamentală, esențială a vieții, energia pranică. Chiar sunt anumite studii care au observat că la nivelul cavității nazale sunt zone diferite în cavitatea nazală care absorb diverse elemente pranice sau caracteristici ale acestei energii a vieții, pentru că ea, într-adevăr, există multe cărți, sunt cărți ezoterice care spun că sunt diverse forme, diverse tipuri de energie pranică, de energie a vieții și că ea se absorbe diferit în funcție de zona prin care se absorbe la nivelul cavității nazale. De aceea, atunci când noi respirăm pe gură sau sunt, de exemplu, copii datorită problemelor cu polipii sau alte probleme, respiră pe gură sau oameni care mari, care timpul somnului respiră pe gură, ei nu absorb această energie pranică, adică energia vieții, decât într-o cantitate foarte mică, pentru că nu există trecerea aerului pe la nivelul acestei cavități nazale care absoarbe o anumită natură, o anumită calitate energie vieții, a energiei pranice. Ceea ce face fierul, vă spuneam, este să transporte această esență, energia vieții pe care noi o aducem în organismul nostru, să o transporte și să poată fi utilizată de către organism. Deci în lipsa fierului, în cantitatea care trebuie,
avem o carență în a absorbi această energie pranică, energia vieții sau chiul, ciul, și de aceea ființa începe să se devitalizeze. Ăsta este unul din principale motive pentru care atunci când suntem anemici, slăbim, avem starea aia de slăbiciune din ce în ce mai accentuată. Ceea ce face manganul, evident și el se găsește în diverse alimente. Pătrunjelul conține mangan și el conține foarte mult mangan. Vă zic doar câteva care, germenul de grâu conține foarte mult mangan, 11,42 de miligrame. Pătrunjelul 2,7, deci ca să realizați diferența. Secara, ovăzul, tărâțea, făina integrală, conțin orezul, conțin mangan. Mă refer mangan într-o cantitate mai mare. Făina de soia conține mult mangan. Fasolele, la fel, boabele uscate, vă spuneam, conține fier, conține și mangan. Măceșele, de exemplu, conțin mangan. Alunele de pădure, nucile, pecan, zmeura, nuci, migdale, acestea conțin mult mangan. De aceea, atunci când vă decideți și faceți smoothie-uri din semințe, ele vă aduc atât fierul cât și manganul de care dumneavoastră aveți nevoie. Ca și necesar, la adulți sunt cam 30 miligrame pe zi, la femei însărcinate sau care alăptează crește această cantitate. Un element, zic eu, important pe care îl face manganul este foarte puternic antialergic. Pe lângă turmericul pe care îl găsim, de exemplu, în ciuperca tibetană, pe lângă aurul care reglează răspunsul nostru la factorii alergeni, inclusiv manganul are o acțiune foarte puternică antialergică. Chiar este cunoscut ca un antialergic universal, indiferent de factorul alergen, atunci când luăm mangan, potolește, ca să spunem așa, această reacție. Prin reechilibrarea, de fapt, a sistemului nostru imunitar, a răspunsului nostru imunitar la factorul respectiv. Are ca un fel de acțiune antihistaminică. El este un foarte puternic activator enzimatic și aici este, cum să spun, salutară prezența lui în organism, pentru că dacă aceste enzime nu sunt activate, atunci ele nu pot realiza, de exemplu, procesul de digestie. Și dacă nu sunt enzimele digestive, atunci evident că digestia se dă peste cap, noi nu mai absorbim și mâncăm degeaba, ca să spunem așa, și organismul începe să facă carențe de elementele nutritive pe care noi ar fi trebuit să le absorbim din alimentație. De aceea, rolul manganului în a activa sistemul enzimatic este extraordinar de important. Ceea ce face este să susțină activitatea glandelor endocrine. Activează fosfataza alcalină. Stimulează și chiar favorizează eliberarea și acumularea de energie în organism. Deci ne ajută să creștem vitalitatea, ca să spunem așa, a organismului. Un element pe care mi-a plăcut foarte mult la mangan este că el favorizează procesul de detoxifiere. De aceea, dacă vreți, de exemplu, să realizați un anumit proces de detoxifiere, să luați, de exemplu, colon detoxul sau erchiul detoxul, asociați-l cu mangan. Efectul de detoxifiere este extraordinar de puternic. Ce
mă rog, sunt mai multe efecte pe care le-a, inclusiv în scăderea, reglarea glicemiei. Este un element foarte important, se dă chiar în boli, în diabet, pentru că manganul ajută la reglarea glicemiei. El scade acea senzație de surexcitare, de hiperexcitabilitate a sistemului nervos, de exemplu. Intervine în metabolismul unor vitamine, cum ar fi B1, B8, vitamina C. E un cofactor în sinteza vitaminilor E și F. Activează B12, iarăși este foarte important. Are un rol important în fabricarea colagenului, apropo de funcțiile sale. Protejează tubul digestiv și așa mai departe. Sunt multe elemente pe care le determină sau roluri pe care le realizează manganul în organismul nostru. Ce aș vrea eu să punctez, că nu mai avem mult, el este sinergic, de exemplu, cu cuprul, așa cum vă spuneam, cu vitaminele, cu sulful și, în special, deci vitaminele B1, B8, vitamina C, dar mai ales cu vitamina E. Ceea ce blochează oarecum activitatea manganului sunt, de exemplu, acidul oxalic. Excesul de calciu sau de fosfor blochează, împiedică absorpția manganului. Ce vreau eu, de fapt, să vă spun legat de fier și mangan este că aceste două elemente, foarte interesant, au o legătură foarte puternică din punct de vedere al procesului de transmutare. Ca elemente chimice, fierul și manganul sunt separate doar de un singur proton. Adică fierul are 56 și, da, 56 și manganul are 55. De aceea, în momentul în care organismul sesizează o carență din unul din celelalte, din cele două elemente, stimulează procesul de transmutare a unui element în elementul care lipsește. De exemplu, dacă avem o carență de mangan, atunci organismul stimulează procesul de transformare a fierului prin eliberarea unui proton și transformarea în mangan. Și astfel sunt cercetări care au arătat că o sursă de protoni, e că acest proces de transformare, de transmutare, este de fapt o sursă de protoni foarte importantă a organismului. Inițial ei n-au putut depista de unde apare, dar studiind acest proces și calculând, ca să spunem așa, cantitățile de fier și de mangan care erau ingerate și care existau după aceea prezent în organism, și-au dat seama că, de fapt, exista acest transfer, ca să spunem așa, în organismul nostru, acest proces de transmutare de a fierului în mangan sau invers. Pentru că există și momentele în care natura alege, de exemplu, manganul pentru a constitui sau a reface stocul de stabil de fier în organismul nostru și furnizează oxigenul și metabolizează așa numitul ion feros. Și aici un rol foarte important în acest proces de transmutare l-au enzimele. Anumite enzime care se numesc oxidaze, că
au această capacitate de a fixa oxigenul la mangan și astfel manganul, primind un proton, se transformă în fier. Și din o astfel de reacție, materia vie, de fapt, împrumută fierul necesar organismului din depozitele de mangan. De aceea, astfel se pot înțelege acele variații, ca să spunem așa, ale conținutului de mangan, care nu afectează sănătatea, pentru că el este luat din acele depozite, care vă spuneam, din organism. Ceea ce se produce în acele momente ale proceselor de transmutare este să se, evident, se transmută un element într-un alt element, dar de obicei aceste lucruri se fac la temperatură joasă, aceste fenomene de fuziune, și cu, mai mult decât atât, cu degajare de energie. Și de aceea chiar este mult studiat acest proces al transmutării unui element în alt element cu degajare de energie. Iar această energie, atunci când procesele respective tind să fie făcute într-un mod conștient sau, mai bine zis, declanșate procese respective de transmutare într-un mod conștient, atunci energia care se degajează și care tinde să se acumuleze în organism, noi putem după aceea să o folosim pentru a alchimiza ființa noastră și a crește frecvența de vibrație, natura ființei noastre. Chiar putem folosi această energie care rezultă în urma procesului de transmutare pentru a îmbogăți, pentru a încărca natura conștiinței noastre și astfel ea se dilată și devine din ce în ce mai cuprinzătoare și astfel, dacă înainte anumite elemente nu reușeam să le cuprindem, să le înțelegem, pentru că nu avem conștiința care să le cuprindă, atunci când se realizează aceste procese de transmutare, ele sunt foarte complexe în organism. Aici este doar unul din exemple în care manganul se transmută în fier sau fierul se transmută în mangan, dar ele sunt mult mai multe în organism și chiar unul din ele mult mai complexe. Și astfel observăm cum această acumulare de energie ce se produce în organismul nostru prin procesele de transmutare, de fapt, duc la o creștere a frecvenței din ființa noastră și chiar a frecvenței conștiinței noastre, astfel încât noi începem să devenim mai cuprinzători, mai înțelegători, mai cuprinzători. Că asta este cuvântul care e cel mai eficient. Această transmutare a manganului este direct legată de activitatea bacteriilor. Chiar sunt multe studii care au arătat cum prezența anumitor bacterii, activarea anumitor bacterii în organism, produc aceste fenomene de transmutare a manganului cu, vă spuneam, degajare de energie și de aceea biologii au studiat foarte mult, țin minte, prin anumite studii ale unui cercetător în 1960 și ceva, 63, în care s-a studiat foarte mult, era un cercetător din Paris, care a studiat procesul germinării unor semințe și rolul pe care îl avea manganul în procesul de transmutare și de furnizare a fierului și procesul invers a fierului de furnizare a manganului. Sunt foarte multe studii, sunt implicate chiar și siliciu și litiu, pentru că siliciul împreună cu litiu, cu patru atomi de litiu, pot genera fierul, de exemplu, sulful care intră în procesul de oxidare și multe altele. Aici sunt chiar niște studii foarte interesante, chiar studii alchimice care s-au făcut cu privire la aceste procese de transmutare
din organismul nostru. Ceea ce vreau ca o concluzie să rețin este rolul fierului, de care v-am povestit, atât de important în organismul nostru și mai ales transportorul elementelor vitale a energiei chi, chi sau energiei pranice, energiei esenței vieții în organismul nostru și această legătură foarte puternică cu manganul și conexiunea proceselor de transmutare dintre cele două, cu, evident, detaliile de care v-am spus, ce face fierul în organism, ce face manganul în organismul nostru și problemele de sănătate care apar atunci când noi nu avem fierul în doza necesară zilnică, nu avem manganul în doza necesară zilnică. Să începem să răspundem la întrebări. Ce îmi puteți spune pentru digestia? Am uscat odată la 3 zile, beau apă dimineața, îmi par cu apă în timpul zilei 2 kg de apă, încerc să am o regină de mâncare cât de cât sănătos. Dacă sunteți așa o ființă care vă împăcați bine cu apa, vă recomand, având în vedere această problemă cu digestia, să beți un litru de apă dimineața. Există o terapie foarte eficientă și anume dimineața vă puneți de cu seară un litru de apă pe noptiere lângă noastră și dimineața când vă treziți, beți acel litru de apă. Dacă nu sunteți obișnuite să beți un litru de apă, beți-l treptat. Într-o zi o cană, a doua zi sau a treia zi două căni, apoi trei căni, până ajungeți să puteți bea tot litru. Și beți litrul respectiv dimineața pe stomacul gol imediat ce v-ați trezit, după care vă puneți înapoi în pătuță vreo 10-15 minute, permiteți apei să difuzeze în întreaga noastră ființă și după aceea puteți ridica din pat și să mergeți să vă începeți activitatea zilnică, ca să spunem așa. Aceasta va determina o impregnare a întregii noastre ființe cu apa respectivă, care vine și începe să curețe, să purifice și chiar reglează tranzitul intestinal. Pentru că acele, inclusiv apa, se duce până la nivelul intestinului gros, de obicei acolo scaunul sau tendința asta spre constipație poate apărea și în cazul în care mucoasa nu este bine hidratată și nu avem lubrefierea necesară pentru a permite bolul alimentar să iasă afară din organism. Deci este o metodă foarte simplă și foarte frumoasă, iar dacă aveți cana Freeways sau generatorul de apă Freeways, vă recomand să beți apă din cana Freeways sau din generator, acel litru de apă, și atunci efectele sunt cu mult, 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 mult mai puternice. Și pentru că apa pe care o beți nu este doar o apă simplă, ci este o apă alcalină, antioxidantă, hidrogenată și așa mai departe. Și atunci evident că efectele terapeutice pe care le veți obține chiar cu această metodă foarte simplă în care beți apă dimineața pe stomacul, o să vedeți, sunt extraordinare. Deci vor avea efect de detoxifiere, de stimulare a regenerării, de echilibrarea sistemului imunitar, doar bând apă dimineața. Dacă nu reușiți cu apa respectivă, atunci vă recomand aloe ferox, o capsulă seara. Dacă scaunul totuși nu e cum vreți, atunci puteți să luați chiar două sau trei capsule. Luați-vă doza, reglați-vă doza de aloe ferox în funcție de necesitate, adică o reglați până aveți scaun normal, dacă aveți două mese pe zi, chiar două scaune. Scuze, slide-ul la mangan. Da, Marius. Acesta este manganul. Ce recomandați pentru constipație cronică? Exact ceea ce vă spun. Apa dimineață, băută la temperatura camerei, dacă este apa
din cana freeway sau din generator este extraordinar de bine. Aloe ferox, colon detox. S-ar putea să existe o problemă la nivelul tractului intestinal, mai ales la nivelul colonului, fie ca și motilitate, fie ca și încărcarea mucoasei, și atunci colon detox va ajuta extraordinar.